Bun, doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport de la Indagra, o ediție specială. Vă spuneam că de fiecare dată caut să aduc în fața dumneavoastră oamenii reprezentativi pentru domeniile lor de activitate. Același lucru îl fac și de la această oră. Alături de mine, trei reprezentanți ai crescătorilor de ovine. N-au nevoie de foarte multe prezentări. O să încep așa cu domnul Nelu Branga. Bună ziua și bine ne-am găsit. Bună ziua noastră și telespectatorul noastră. Domnul doctor inginer Gheorghe Neață. Bună ziua și bine ne-am găsit. Bună ziua și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru crescători. Și nu în ultimul rând, domnul Ion Câmpeanu. Bună ziua, bine ne-am găsit. Bună ziua, vă mulțumim frumos de invitație. Da, domnul Câmpeanu este președintele celor de la ProOvis, domnul doctor inginer este director general al Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara, iar domnul Nelu Branga este de asemenea președintele Asociației Miorița din Chișinău Criș. Bun, astea fiind zise, haideți să trecem la subiectele noastre, pentru că înnoierit ca în majoritatea activității agricole există foarte multe nemulțumiri, foarte multe probleme. O să încep cu domnul Câmpeanu, e aici imediat lângă mine și aș vrea să-l întreb vis-a-vis de atacul ăsta al animalelor sălbatice, pentru că veniți și dintr-o zonă montană, într-o zonă expusă la aceste riscuri, dar nu numai dumneavoastră, pentru că de fiecare dată a fost vocea celor mulți, celor care au probleme în creșterea ovinelor. Ați făcut demersuri și către Ministerul Agriculturii și către Ministerul Mediului. Din păcate, la urși ni se spune că nu avem cotă, la lup nu știu ce probleme mai avem, avem și șacal și alții dăunători care practic dijmuiesc numărul oilor din fermele noastre. Îmi pare rău că trebuie să încep cu necazurile, dar consider că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Din păcate, de multă vreme le spunem și batem pasul pe loc, nu se rezolvă nimic. La acest capitol nu pot să-mi explic și nimeni nu cred că poate să se explice cum vedem în fiecare zi că omoară animale, distrug culturi, atac la oameni, deci câți oameni au avut de suferit și nu se ia nicio măsură. Ce vorbim de garduri electrice, sunt toate povești. Concret, nu-i făcut nimic. Dacă noi avem vânători, arme și nu suntem în stare să facem dreptate, nu de azi, de ieri trebuie, de alalte, de când e lumea, vai și amar de capul nostru. Noi începem să adunăm tot animale, toțul și cine vrea să le facă protecție alte state, haideți să-i dăm, mă luați și duceți-i. De ce nu-i duce nimeni urs, un lup de la noi, un șacal? Nu, lasă-i în România că le dăm garduri electrice. Ce să facem, domnule, cu gardurile electrice când vine un animal sălbatic la ține cont de gardul electric? Dar nu vreau să intru în amănunte. O problemă de care ne zbatem de atâția ani și că nu putem rezolva nimic. Iar povestea cu despăgubirile merge greu, ca să nu zic chiar deloc. Iar prețul nu-l fixăm noi. Ei ne spun prețul de piață, dar voi ne spuneți de la mediu prețul de piață sau îl spunem noi? Că noi știm cu cât vindem și cu cât cumpărăm oaie. Aici altă problemă. Dar noi nu trebuie să ajungem. Până ajungem la despăgubiri, trebuie găsit o soluție cum să oprim atacul animalelor sălbatice atât la animale cât și în sectorul vegetal. Nu mai vreau să vorbesc de necazurile oamenilor cât zac prin spitale, dar despre asta vorbim o dată, la o săptămână, la două sau la o lună. Dacă o mașină a lovit un urs pe drum, toate televiziunile vorbesc ursul a agonizat că a fost lovit de o mașină. Iar de omul care s-a dus în spital și au rămas 4, 5, 6 copii și familia fără venituri acasă, se vorbește 20-30 de secunde și pe cât ar fi posibil l-am scoate vinovat pe el care l-a atacat ursul. Deci, supărați la maxim și așteptăm zi de zi, facem demersuri, vorbim și în stânga și în dreapta. Și ce vi se răspunde? Ce vi se spune? Domne, dă vina tot pe alții, că unul european
mă fac nu știu ce, că noi vom întreprinde măsuri, că trebuie numărați inventarea. De câțiva ani tot facem inventarul, dar concret nu s-a făcut nimic. Au mai mare putere organizațiile astea care, nu vreau să zic nimic, ONG-urile alea, eu vreau să vorbesc numai de cei pe care îi reprezint eu ieri. Nimeni nu vine să despăgubească așa cum se cuvine un animal, nimeni nu vorbește concret, vorbesc cu ONG-urile, cum trebuie să-i protejăm. Iar cei care ar trebui să ne apere pe noi și animalele noastre și producția României, tac și mută discuția de la unul la altul. Bun, mergem și către domnul director general Neață. Vorbim despre partea asta de ameliorare, extrem de importantă pentru animalele din România. Am văzut că din ce în ce mai mulți crescători înțeleg nevoia de a face ameliorare, nevoia de a face performanță. Dumneavoastră, prin asociația pe care o reprezentați, putem spune că ați reușit să faceți lucrul ăsta cu eforturi mari, cu foarte multă pricepere și cu implicare. Unde ne poziționăm noi ca țară, ca stat, față de celelalte surori membre ale Uniunii Europene? Sigur, aș începe prin a vă aminti că România nu este la începuturile programelor de ameliorare la sectorul ovin. Programe de ameliorare au existat încă din 1968-70. Au fost ameliorate efectivele de oi, dar odată cu 1989 a apărut această mare, mare dilemă de gringoladă generală din care au dispărut efectivele ameliorate peste noapte și a rămas un gol, un oarecare gol. Indiferent cât ar fi știința de evoluat într-un stat, este vorba că nu lucrezi pe o zonă unitară 100% din punct de vedere uman. Lucrezi cu foarte multe mentalități și caractere. Și oamenii mai greu înțeleg acest proces, pentru că e un proces care nu se vede imediat. El se vede în timp. Și eu am o vorbă pe care am spus-o și o repet și trebuie să intre la toată lumea în cap, că ameliorarea e constituită din două pârghii, două foarte importante. O ameliorare orizontală, care înseamnă nutriție, îngrijire, managementul fermelor și așa mai departe, și ameliorarea verticală, care înseamnă ameliorare din generație în generație. Asta e foarte grea. Intervalul între generații la oi este de 2 ani jumate, 3 ani. Iată, trebuie să avem răbdare prin ceea ce facem azi, abia se vede peste 3 ani în ceea ce privește evoluția efectivelor. Și ca să intru direct la întrebarea pe care mi-a spus-o, pot să vă zic acum, dacă ați vizitat standul nostru de prezentare din Indagra, vă dați seama că evoluția a fost fantastică și că animalele sunt acolo unde sunt și că au parametrii genetici fantastici la ora actuală, pot să spun concurențial cu orice fel de țară de pe continent. Dacă la rasa țurcană, pe care o reprezint ca director general al registrului, standardele o recomandă ca o rasă cu o greutate corporală de 30-35 de kilograme, e scris în standardele. Iată, avem în standuri populații care toate, dar toate, absolut toate varietățile, așa zise rase, cum îmi place mie să le zic pentru că sunt rase, au greutate de la, începând de la 90 de kilograme până la 140 de kilograme la berbeci. Ce spune chestia aceasta? Spune că această rasă are valențe necunoscute și valențele trebuie să bucure crescătorii, pentru că ei, în buzunarul lor, se regăsește treaba asta, pentru că atribuindu-le un sport de creștere și o atenție deosebită, printr-o furajare absolută, pentru că eu am învățat la școală că oaia mănâncă 2 kg de fân, 1 kg de paie și 400 de grame de concentrate. Nu e adevărat. Ea mănâncă asta ca să trăiască, dar nu mănâncă ca să și producă. Păi dacă punem numai faptul că mănâncă 1 kg, 1 kg și 200 de grame de granule sau porumb, vă dați seama care este diferența.
Și atunci, datorită acestei furajeri deosebite și datorită bazei genetice pe care o au, există asemenea sporuri încât putem să spunem că la rasa țurcană, poate să uită foarte multă lume la mine acum, avem exemplare care realizează 280-300 de grame la tineretul la îngrășat. Asta spune că o pune imediat la limita raselor de carne. Ia câte e o rasă de carne. De asemenea, producția de lapte la anumite varietăți sau rase, cum v-am spus mai înainte, cum ar fi breaza, care are exemplare în cadrul populației, de dau 2 litri și jumătate de lapte la mulsoare, sunt capabile de producții de peste 120-130 de kilograme de lapte, care o pun la limita inferioară a raselor de lapte. Fantastic! Nu vă vine să crede și nu vine să creadă la foarte multă lume. Dar cine a văzut s-a convins. Și mai e o chestiune. Producția de lână de la 2,5 kg pe cap de oaie, cât era înregistrat 2,5 kg, acum avem exemplare care dau 10-11 kg de lână la tunsoare. Ia cătă valențele extraordinare, ce a însemnat ameliorarea, ce înseamnă registrul genealogic în sistem privat și ce înseamnă să-și conducă crescătorii acest sistem de ameliorare. Bun, am trecut prin mai multe faze, spun eu, de creșterea oii cu ajutorul domnului profesor Neață, dar e foarte importantă și valorificarea și pentru asta o să îl întreb pe domnul Nelu Branga dacă în momentul de față carnea de oaie, prețul animalelor este cel corect. În momentul de față, prețul la carnea de miel nu este cel corect, deși este un an foarte dificil pentru crescătorii de ovine din România. Ce pot să vă spun? Pot să vă spun că în primăvară am plecat la prețul la kilogramul de miel, undeva pe la 20 de lei, 21 de lei chiar în zona pascală. Și acum am ajuns la 13 lei, 12 lei, 13 lei să vinde mielul din teren, cum se zice. Pot să vă spun că în primăvară, când era prețul 20 de lei, prețul la kilogramul de furaj era undeva 1-1-1-2. Acum, și din cauza secetei și din cauza conjuncturii internaționale, să zic, și din cauza inflației și a scumpirilor, furajul este 2 lei, 2,2, și prețul la miel a scăzut. Deci, dacă comparăm în raport cu anii trecut, furajul s-a dublat 100%, deci la 1,1 a ajuns la 2,2 și mielul este tot ca la prețul din 2021, 13 lei, 13 lei 50. Deci, astăzi, cum am mai spus, nu este rentabil să îngrași mielul pe fermă. Nu știu în continuare ce va fi, dar deocamdată suntem într-o situație destul de dificilă din cauza, în special, prețului la furaje și prețul la miel, care este nesatisfăcător pentru crescătorii de oi din România. Ce e rentabil în momentul ăsta când vine vorba de creșterea oilor, domnul Câmpeanu? Carnea nu are preț bun, lâna practic nu că n-are preț, plătești tu ca să scapi de ea. Cum poate fi valorificată oaia în momentul ăsta de către crescători? Dacă ai probabil o producție vegetală mulțumitoare care să îți asigure odată furajul, că dacă mai dai bani și pe ele, clar că e faliment. Vorbeam mai devreme cu crescătorii de bovine și cei mai mulți dintre ei practic fac coadă la abatoare. Sunt undeva în jur de 1000 de animale care se sacrifică zilnic în România. Cred că ar trebui să ne gândim un pic și la perspective ce se va întâmpla cu zona asta pentru următorii ani, că de tăiat le tăiem repede, dar ce punem în loc e problema și în cât timp. În partea asta a crescătorilor de ovine, știu că la un moment dat, din punct de vedere numeric, stăteam bine, chiar foarte bine, dar cred că nu trebuie să ne raportăm neapărat la numărul de animale, ci la performanțe, că așa degeaba ai nu știu câte animale dacă ele nu sunt performante. Cum le valorifică oamenii în momentul de față? În acest moment le valorificăm destul de greu, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, nu avem preț la miel care să fie în concordanță cu furajul, cum spune și domnul Branga. Ăsta e unul. Doi, laptele, produsele din lapte sunt bine plătite pe piață, nu la cei care le cumpără des în comercianți. Vorbesc dacă poți să le mulci și faci brânză și o poți vinde în piață, prețul e bun în piață.
dar ca să ajungi acolo îți trebuie și un om, că dacă tu ești la lucru în fermă, nu ai om care să îți vândă marfa în piață, atunci tu trebuie să o dai la samsari. Deci aici îți dau greutăți. Una, nu ai cu cine lucra, nu ai cu cine mulge oile, nu ai pe cineva care să te ajute în piață să poți să vinzi produsele din lapte. Și atunci, ce să zic, că e un moment foarte greu, că am mai trecut prin greutăți, dar acum și situația internațională ridică semne de întrebare. Pe zi ce trece, începe să fie tot mai greu, pentru că nici din punct de vedere psihic nu poți să mai stai liniștit, să judeci ce trebuie să faci, și atunci stai pe gânduri, oare ce să facem? Să continuăm, să schimbăm macazul? Nu putem, pentru că cei care suntem aici și alții lângă noi, care lucrul ăsta l-au făcut de zeci de ani și nu au cumpărat niște oi numai ca să aibă subvenție să acopere un teren. Deci, oaia și creșterea acestor animale, din punctul meu de vedere și al multor crescători care se ocupă de zeci de ani, acești oameni n-au pus arma jos, nu vor dezarma nici acum, au fost ani buni, sunt ani ce mai slăbuți, principalii să fim noi sănătoși, să ne putem lupta și să fim sprijiniți de Ministerul Agriculturii, bineînțeles, și Guvern. Ori, acum avem o mare problemă. Am avut pentru anul 2023-2027 prevăzuți 91 de milioane de euro, fără să fim consultați. Ne-au redus suma de la 91 de milioane de euro la 80 de milioane. Ce înseamnă? Că am pierdut în fiecare an 11 milioane de euro. Ori 5 ani, 55 de milioane de euro. Acei bani trebuie să-i primească cei care au oile în control oficial al producției. Domnul ministru, fără să ne cheme, să discutăm că orice ordin s-o luat, în 20 de ani de când noi suntem împreună, Federația și Ministerul împreună luam hotărâri, de data asta nu am fost chemați, s-au luat măsuri fără noi, fără să știm nimica, s-a notificat la Bruxelles și noi nu mai putem face absolut nimic deocamdată. Am venit aici să vedem animalele, să vedem utilajele, să ne vedem unul cu altul și am venit să stăm de vorbă ce este de făcut pentru cei care îi reprezentăm. Pentru că nu putem sta cu mâinile în sân o veșnicie și să tot vorbim de nume de oameni, ăla n-o făcut, ăla n-o făcut, ăla n-o făcut. Noi, acum, momentan, ne aflăm în fața faptului împlinit și vrem ca conducerea guvernului, primul ministru, să ne ajute să ieșim din acest impas din care, nu știu, din întâmplare, din greșeală, din superficialitate, nu știu din ce, am ajuns în această situație care o spun acum. Este încă o problemă și banii ăștia puțin din cei tăiat trebuie să îi împărțim cu cei care nu au oile în control oficial al producției. Ori acest sistem se aplică numai la ovine deocamdată. Deci cei care se ocupă de taurine iau banii cei care sunt COP, pentru ceilalți să găsească altă formă de plată. Dar la ovine nu e așa. Banii ăștia, după ce odată a tăiat din ei, a mai pierdut, pentru că la puținul care vin și alții care nu au dreptul. Și în felul ăsta performanța mai e stimulată? Nu-i stimulată performanța. Nu poți să te duci și să iei o adeverință că ai un berbec la 35 de oi, nu te întreabă nimeni de câți ani, nu te întreabă nimic, depui o hârtie și vii la bani. Nu se poate face așa treabă. Ori facem performanță ca să aducem animalele la niște parametri ridicați ca să poți concura cu alte țări, dacă nu luăm niște măsuri concrete, nu așa cum s-a făcut acum. Acestea trei reparate, neapărat și imediat. Vă rog, domnul doctor Neaț. Sigur, ceea ce a remarcat și ceea ce a prezentat domnul Câmpeanu este o realitate tristă. Nu poți să-ți permiți, indiferent cum te numești, cum te cheamă, indiferent ce poziție socială ai, poți să fii ministru, poți să fii prim-ministru, poți să fii președinte de țară, fără să consulți un sector, să iei o decizie unilaterală.
Acest lucru de ajustare a subvenției pe sprijinul voluntar cuplat, care e cea mai importantă subvenție pentru oieri, să o faci după bunul tău plac și să te duci și acum să-mi dai o explicație puerilă pentru copii. Deci, sprijinul voluntar cuplat eu l-am conceput împreună cu echipa pe care o conduceam în Ministerul Agriculturii în 2014. Și am scris foarte clar, vor primi sprijin voluntar cuplat animalele înscrise în registrul genealogic al raselor. Asta implică controlul de performanțe, organizarea reproducției și desfacerea producției. Ia câte cum se leagă toate trei. Ca să vii acum să-mi spui că sectorul de oi a primit acești bani de la comisie pentru că nu prezintă deficit economic. Păi vreți să-l aducem în deficit economic? Dacă cineva crede că trebuie adus în deficit economic, poate să facă ce vrea. Dar să nu întrebe ciobanii, să nu întrebe crescătorii de oi, de producție de carne. Deocamdată se bazează pe faptul cei din Ministerul Agriculturii că au niște salarii bunicele, nu zic că bune, din care pot trăi, dar să se uite ceea ce este în țară. Toată lumea de ieri, de alaltăieri, m-a întrebat care vor fi prețurile la carne, care vor fi. Prețurile la carne vor fi draconice, datorită faptului că ăstea sunt politicile, să dorește așa ceva, să dorește să dispară efectivele. Vă garantez că cu ceea ce a făcut acum Ministerul, prin tăierea subvențiilor, nu sunt mulți bani tăiați, nu sunt mulți bani, dar sunt substanțiali. 55 de milioane de euro în 5 ani de zile sunt foarte mulți bani și banii care trebuiau să se împartă pe fiecare oaie în parte să ajungă la crescător, ca să poată să mențină. Gândiți-vă la ora actuală care este prețul motorinei. Orice credeți că noi lucrăm cu căruța, cu cai? Nu. Se lucrează tot mecanizat în sector. Am cerut să vină la parametrii europeni. Credeți că oile mai sunt, au loc fătările pe sub ștejar, pe nu știu unde? Nu, au loc în saivane moderne și modernizate și cu forță de muncă bine plătită. Bine plătită. Credeți că toată valorificarea producției se face la întâmplare? Ia cât v-a spus colegul de platou Branga, că prețul a scăzut. De ce credeți? Pentru că toate țările importatoare de carne în viu din România știu aceste gândiri ale guvernului României. Dom'le, nu mai lăsa pe cineva să hotărască soarta unui sector până nu stai de vorbă cu sectorul, pentru că nu știe nimeni mai bine cerințele acestui sector. Și mai e o chestiune foarte gravă. Nimeni nu știe, și o spun pe postul dumneavoastră, indiferent că aud cei de la Uniune, sunt 11.000 de berbeci deocamdată înregistrați în secțiunea aceea care să primească subvenție 35 de oi pe un berbec. O prostie colosală. Pe lângă faptul că nu se asigură reproducția normală cu 35 de oi pe un berbec, pentru că toată lumea știe, berbecii nu sunt întreținuți așa cum trebuie, pentru că n-ai rații furajere corespunzătoare ca să aibă fecunditate de 100% la 35 de oi. Nu se vor monta niciodată 35 de oi cu un berbec, ci miorii mai ales nu montează mai mult de 20-25 de oi. Deci este o aberație din start. Pe urmă, nu s-a conceput niciodată să spui rasa berbecului. Au venit tot felul de rase, tot felul de nenorociri de pe continent și au fost băgate pe rasele noastre pure pe care a lucrat registrele. A întors înapoi cu 25 de ani procesul de ameliorare. Bun, haideți să luăm publicitate, domnul doctor. Luăm o pauză de câteva minute și o să revenim în direct aici la Indagra. Le reamintesc celor de acasă că ne pot urmări live și pe pagina de Facebook. Suntem în direct și acolo pe Agro TV. Pauză și ne întoarcem.